Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Pare greu de crezut, dar mi-am dat seama că stau cu un Huawei Watch la îndemână și nu i-am făcut review. Păi ar trebui să stăm un pic de vorbă despre uh, cel mai spectaculos ceas cu Android Wear de pe piață. Pentru că, am mai spus, lucrul ăsta este într-adevăr cel mai spectaculos. La momentul apariției, în septembrie 2015, uh, sunt puține device-uri care să fi bătut la capitolul ăsta de Android Wear. Cel puțin pe segmentul ăsta, uh, dar mai bine să vi-l arăt. Așa arată cutia maronie închisă cu o textură din asta aproape de bumbac, așa nu știu cum se zic, logo-ul Huawei, pe partea asta Huawei Watch, Android Wear. A fost primul device care mi-a mie că de puternic va deveni în viitor parteneriatul cu cei de la Google. Uh, era primul ceas cu ecran complet rotund care rula Android Wear la momentul respectiv. Informațiile despre companie și cam atât. Și hai să scoatem din cutie. Am dat Capacul la o parte și observ că am, căp am căpătat încă o cutie în interiorul cutiei pe care o deschid exact ca pe un ceas de lux, un ceas premium, exact cum am mai văzut la altele. Și aici în interior scrie Timeless Design, Smart Within, adică design peșnic, uh, atemporal, deștept înăuntru, două chestii de prindere aici de ancorare și ceasul pus exact ca la un ceas elvețian. Îl scoatem din această pernuță și îl dăm deocamdată deoparte. O să vorbim o dată despre el. Hai să mai vedem ce mai este în cutie. Aici am niște manuale, maculatură și de, sub este un încărcător. În cazul nostru am o versiune cu un încărcător de, pentru piața americană, dar se poate încărca la orice are USB, absolut orice are USB, pentru că îmi produce doar 0,2, nu, 1 amper. 1 amper pentru o încărcare rapidă. Și aici în interior am găsit a, sunt atenționat să scot folia de pe ecran, lucru pe care l-am făcut deja și avem și încărcătorul, cablu de încărcare. Practic, în cea mai mare parte a timpului o să porți acest încărcător după tine, care se prinde pur și simplu magnetic pe spatele ceasului în poziția... să dau cutia la o parte când mai avem nevoie de ea și să vă arăt mai bine. Hai să vedem așadar cum îl încărcăm, da? Avem uh, pe spatele ceasului, uh, aici, așa, sunt patru pini, dar am descoperit eu că pot să scot această brățară de inox destul de ușor. Am aici așa o piedică, țac și țac. Sunt mi fie iertat că o să scot brățara în timpul testului, dar eu cred că voi o să fiți recunoscători că vedeți ce se întâmplă. Așa. Asta este brățară de inox 316L cu cataramă tip fluture, țac, ca la un ceas modern pe care scrie Huawei în cazul nostru, însă să fii cu băgare de seamă că acest model pe care eu l-am căpătat, spre exemplu, trebuie adaptat, așa, de aici se scoase zale, la un ceasornicar, îți trebuie echipament special pentru așa ceva, nu poți să faci acasă. Dar ce m-a bucurat este că pot găsi, spre exemplu, la nevoie, pe piață, alte tipuri de brățări sau chiar curele de piele pentru că am perforațiile pentru telescoape, pot să le adaug aici și pot să pun acest ceas pe orice brățar. Dar eu l-am făcut ca să vă pot arăta mai bine detaliile, asta vă promiteam și hai să vedem cum punem înc un Pinii pe spate și gata. Atât de complicat a fost. Mare atenție însă pe timpul nopții când îl pui la încărcat, cu tot cu brățară se va, își va mai schimba poziția și în momentul în care îl pui, spre exemplu, la un USB, eu o să-l pun la calculator data asta, el se aprinde, vibrează scurt și îți va arăta că se încarcă, dar să fii cu băgare de seamă să rămână la încărcat, pentru că dacă își schimbă, dacă se mișcă, risc să stea într-o poziție nefierească. Conectorii încearcă să-și găsească locul, poziția magneților, magneții îl trag la loc acolo, dar nu întotdeauna în poziția aceea și n ai vrea să se întâmple lucruri nepotrivite. Cât timp el pornește și uh, butează, să zicem, acest Android Wear foarte frumos, o să decuplez încărcătorul pentru că l-am încărcat înainte și trebuie să vă spun așa că avem o baterie de 300 de mAh, care ar să ne ofere până la uh, două zile de utilizare normală să zicem. Și în momentul ăsta el a pornit cam așa arată uh, în momentul în care pornește ecranul acesta absolut superb. Hai să vedem mai multe despre acest ecran. Avem un ecran de 400 pe 400 în teorie doar că este circular și uh, are o densitate foarte bună de 286 de pixeli pe inch. La utilizare normală asta înseamnă că nu o să vezi pixelii. Așa. Țac, 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 Țac. țac. Cam așa. Uh, rulează Android Wear, exact cum vă spuneam și este cu tehnologie AMOLED care să-l facă uh, cu un contrast foarte bun. Un contrast excelent, uh, culori foarte bune și vizibilitate foarte bună chiar și în lumina zilei ca să ne intereseze cel mai tare. Vă spuneam că e făcut din uh, inox, da? stainless steel, oțel inoxidabil, 300, din categoria 316 l nu este cel mai de lux, să zicem, oțel posibil pentru ceasuri, dar este unul de foarte bună în calitate, iar sticla de pe care protejează ecranul este cristal safir. Asta e iarăși o veste foarte bună. În plus, ce vedem pe spate? Vedem senzorul de puls, are un heart rate monitor uh, integrat, iar în interior are giroscop, accelerometru și barometru, care se spună probabil și vreme. Este compatibil și cu Android-ul și cu I un iPhone, dar cu un iOS mai tânăr de 8.2. Bun, așadar este un ceas cu un calibru de 42 de mm și asta este cam standard în industrie. Deci, din punct de vedere al utilizării, este un ceas care respectă regulile unui ceas premium. Dar, pe noi ne interesează mai mult platforma tehnică de acolo din interior și pentru asta va trebui să-l putem conecta. Și pentru a conecta ai nevoie, vă spuneam, ori de un Android, ori de un iPhone și o să folosesc pentru această exemplificare un Nexus 6P, tot de la Huawei. Deși poți să folosești orice Android și orice iPhone, orice iPhone de la orice Apple. Așa arată prime, prima etapă a conectării, trebuie să pornesc Bluetooth. Ok, l-am pornit și l-a recunoscut, te să dau per. Dar înainte de a împerechea, va trebui să te asiguri că ceasul tău a fost desperecheat cu device-ul anterior, din câte îmi dau seama. Trebuie să mă duc la setări. Așadar, de fiecare dată, atunci când e ceasul nou, îl vei împerechea pentru prima dată și este ok. Dacă cumva a mai fost folosit de cineva înainte, trebuie să dai factory reset din ceas pentru a-l și desperechea de smartphone-ul cu care a fost conectat anterior. Vă spuneam fie e Android sau un iPhone. Așadar, prima dată când vei căpăta ceasul o să ai acest ecran în diferite limbi în care să tragi de la dreapta la stânga. Sunt încurajat de pe ecran, o să dau la stânga, o să aleg, este de mare limba română? Mi-aș dori pe limba română. Din câte știu Android Wear, deocamdată nu suportă limba română, așa este, așadar mă întorc la English United Kingdom, și trebuie să-mi conectez ceasul la un power source. O să conectez încărcătorul. Ok. L-am alimentat. Acum este pregătit de continuare să trag din nou de ecran. Și uh, acum zice să îl împerechez cu uh, smartphone-ul. Nu trebuie decât să am aplicația Android Wear uh, instalată. Și deja văd în meniul aplicației Android Wear un Huawei Watch 9B-0C. Bănuiesc că este acesta. Calt Huawei Watch nu am aici în studio. Mi-apare codul. O să dau asociați. Și gata. Este împerecheat în momentul ăsta prin Bluetooth și cu aplicația. Și uh, aplicațiile pe care le folosesc pe uh, smartphone, pe Nexus uh, 6P, vor fi uh, și pe uh, ceas. Cel puțin corespondentul lor de mobilitate de Android Wear. You're all done. În momentul ăsta ceasul meu este updatat cu ultima versiune și cu toate aplicațiile necesare și mai departe trebuie să învăț ceasul pentru a-l putea folosi. Mai departe pe telefon trebuie să activezi notificările. Pentru asta trebuie să dai acces în sistemul telefonului la Android Wear și îi permit să vadă așadar tot ce apare în bara de stare la notificări, aici în partea de sus, cât timp se updatează ceasul, aș putea să mai arunc o privire să văd ce fel de aplicații sunt disponibile în Google Play pentru Android Wear. Am LinkedIn Pulse, Papercraft, am inclusit niște jocuri care văd seama, niște informații de baterie, chiar o vizualizare de Office. Între timp, pe ceas se face sincronizarea aplicațiilor, sunt vreo 18 aplicații de sincronizat. Ce mi se pare foarte tare este că am găsit inclusiv o față de ceas. vei putea instala foarte multe fețe de ceas pe el, inclusiv cu temă de sărbătoare. Mi se pare superb. Christmas countdown, iarăși, cât mai e până la uh, uh, Crăciun. Chemura remote să controlezi camera uh, smartphone-ului de pe ceas. Și așa mai departe. O mulțime de lucruri. Pe partea de cadrane, oferta este uriașă. Sunt sute și sute și sute de fețe diferite, dintre care să alegi. Chiar și în, în ceas sunt o mulțime de fețe disponibile. Am inclusiv un watchmaker. Mie îmi place ăsta care îmi permite efectiv să modifică interfața după gustul meu. Și o să o și instalez. Desigur, unele fețe vor fi pe bani, dar îmi place că aplicația este gratuită și îmi permite unele customizări fără plată. Weather Watch Face iarăși este o aplicație foarte bună dar nu o să intru foarte multe detalii despre aceste fețe la momentul ăsta, pentru că mai trebuie mai mult ceasul. Însă trebuie să-i puțin timp să-și facă prima sincronizare. Bun, a durat un pic, vreo 10-15 minute până și-a făcut toate update-urile, dar acum avem un Android Wear de ultimă generație și conectat. O să, mă, o să activez ecranul telefonului și hai să vedem. De două ori pe butonul Home. Press the side button side button. Ok. Și swipe to get started. Și gata. momentul ăsta avem un ceas conectat. Hai să-l deconectez eu de la încărcare. Nu mai avem nevoie de energie în momentul ăsta. Și îmi văd deja aplicațiile de pe, de pe smartphone conectate aici. Le recunosc destul de ușor. Așa arată fața standard. Pe fața standard oferită de Huawei văd aici sus, nu știu ce văd, un logo, cred că sunt fazele lunii, habar n-am, informații despre baterie, ziua săptămânii și un uh, contor de pași. Uh, pot să activez uh, funcțiile ceasului cu OK Google, OK Google. cred că am activat ceva cu OK Google pe aici, dar încă nu ceasul, va trebui să-l activez totuși și îmi place că în stand-by a coborât în, într-o variantă alb-negru, dar este o zone. Sunt convins că toate lucrurile astea se pot seta, iată. OK Google. Set Alarm. Și îmi caut o aplicație. Sunt convins că mai trebuie făcute niște update-uri pe aici. Yeah. Remind me to go for a run at 7 am. Send text, email, agenda. Ia să încercăm altfel. Navigate. Navigate. Ah, trebuie să spun unde vreau să navighez. Navigate to a gas station nearby. Petrol Station Finder. Recomandă o grămadă de aplicații. Bun, îmi place că ecranul este always on. Hai să vedem cum îl folosim așadar. Dacă l-ai la mână, o să te obișnuiești cu gestul ăsta. De la dreapta la stânga, pentru a vedea ecranul activ. Încă o dată, de la dreapta la stânga, pentru a vedea aplicațiile și de aici poți să alegi ce ți este la îndemână. Are și 4 GB de stocare internă, așadar poți să stochezi aplicații și din câte știu să chiar și niște muzică pe el. Play on phone sau play on where. Poți să rulezi muzică de aici și mai departe dacă ți-ai setat și niște căști o să asculti în căști. Dacă trag de sus în jos am acces rapid la zona de notificări și informațiile de baterie. Poți să-l pun pe do not disturb ca să nu vină nimic care nici o sonerie, dacă sunt cumva undeva la un eveniment sau la film, mai apăs încă o dată pe el, Native în alarms, ok. Dacă apăs pe, pe steluța, am doar cele cu prioritate, sau dacă apăs aici, intră toate. În theater mode, ecranul este stins și nu va mai afișa nimic, nu va suna nimic, astfel încât să nu deranjeze vecinii de spectacol. Din nou, în asta de sus, pot să dau inclusiv în brightness boost, astfel încât să fie cât mai luminos dacă este o zi de vară, foarte luminoase și sau pot accesa toate setările uh, ceasului. Și la setări mă interesează că pot să controlezi luminozitatea, pot să schimb fața ceasului, dar o să vă arăt cum schimbăm asta și altfel, mărimea fontului dacă îl vrei mai mare și fi ul Avem și Wi-Fi pe el astfel încât să primești notificări uh, la uh, aplicațiile tale pe care le utilizezi chiar și fără smartphone la îndemână uh, și device-urile pe care le poți conecta în cazul nostru, spre exemplu, conectarea cu smartphone-ul, dar și cu alte accesorii compatibile, inclusiv o pereche de căști. Pam, pam. Faptul că ecranul să stea Always On și aici este o chestie pe care va să o decizi dacă vrei să stea Always On, că dacă lăși lași, Always On va, con va consuma mai repede bateria. Dacă dezactivezi, îl lași pe uh, Off, se va aprinde doar atunci când apeși un buton. Uh, sau când miști din încheietură. Eu l-am acum cu Always pentru că facem demonstrația cu el, dar uite, am gesturi din încheietură. Poți să le las pe On sau pe Off și atunci, dacă lași pe Off Always on Screen, în momentul în care o să miști din încheietură, se va activa ecranul. Mai am Airplane Mode, accesibilitate și inclusiv o metodă de blocare a ecranului, astfel încât să nu poate fi folosit altcineva, Factory Reset înainte de conectare cu orice altceva, restartare în caz de probleme, stingere completă și About. Iată informațiile, serial number, numărul de model și așa mai departe. Uh, și aici pot să caut și update-uri de sistem, dar le pot vedea și din, uh, la, adică și din smartphone. Bun, o dată ce ecranul se pornit, v-am arătat ce se întâmplă dacă trag din dreapta, de sus și acum de jos în sus. Asta este un fel de tutorial. Try swiping again. Și aici vor apărea cardurile de Google Now. Și pur și simplu, dacă nu mă interesează unde am pot să dau remove. Și dacă mă interesează, pe exemplu, cum e cea de vreme, pot să dau la stânga pentru a vedea detalii și aici pot să vă prognoza meteo și gata. E atât de simplu. Aici pot să văd, pe exemplu, informațiile din aplicații. Pentru a face ca ecranul să scadă în luminositate, pot să-l acopăr și cu mâna. Și acum este în dim, da? I-am scăzut în luminozitate. One last thing. Ia să vedem. Dacă țin apăsat cu degetul pe fața ceasului, pot să o schimb. Și așa am acces la o mulțime de fețe de ceas. Dacă nu-ți mai place asta albastră care vine standard, nu trebuie decât să dai de la stânga la dreapta sau la dreapta la stânga și să vezi diferite fețe care mai de care mai fi cu o grămadă de informații. Te... Vă spuneam că are barometru, am inclusiv informații baro luate de ceas. Pot să văd că în zona sunt 1022 de pascali calorile arse, pașii și nivelul bateriei. În ceas digital cu dată aici jos, ăsta îmi place, cred că o să-l păstrez. Dar dacă vreau să schimb și pe ăsta, țin apăsat pe ecran și din nou pot să încep să mai văd altele pe care unele suport inclusiv modificări, pot să le fac setări, de exemplu, acele cu două time zone-uri, dacă ești tot timpul pe drumuri și vrei să vezi câte ora acasă, poți să o controlezi de acolo. Mai îmi mai place iarăși acest, această față de la Behance, unde pot să trag în fiecare zi o poză nouă, ca poză de fundal pentru ceas. În esență, cam asta este ceasul. Nu să intru în și mai multe detalii. Sunt, cred că, destule cât să începi să îl folosești, să ajungi să-ți placă, să te apropii de el. Cred eu că este un Android Wear de cea mai bună calitate, cel puțin la nivelul anului 2015-2016. Este excelent mie mi-a plăcut și îl recomand oricui își dorește așa ceva. Dezavantajele? Faptul că are un ecran atât de fin, pe care poți să pui orice, poți să descarci aplicații și fețe și poți să duci o, o, o grămadă de informații la îndemână, îl face că va consuma și mai mult curent și autonomia asta de două zile maximă E, cum să zic, cu duș întors. s-ar putea să te încurce, pentru că nu o să poți dormi cu el, spre exemplu, să-ți măsoare și datele de somn de o singură noapte, sau în timpul zilei la birou, scoți și îl pui la încărcat. Adică, trebuie să obișnuiești cu ideea că trebuie încărcat la fel de des și ca telefonul, și deja asta era o bătaie de cap. Pe viitor, sunt convins că bateria va fi optimizată, dar pentru a avea un ecran tot timpul activ, color, cu atât de multe informații care se miște atât de repede, asta dai la schimb. Însă, din punct de vedere de la construcție, este absolut. Ireproșabil. Nimic, nimic, nimic de reproșat. Mi-a mai rămas un singur lucru pe care mi-l doream. Aș vrea să-mi pulsul, totuși. Ia. Unde e? Heart rate. Să-l punem pe mâna aici, așa. Și să dau check. 61 de bătăi, sunt un tip destul de relaxat de felul meu, nu mă stresez prea tare, decât atunci când mă stresez prea tare. Și cam acesta este Huawei Watch. Aștept impresiile tale despre acesta uh, acest Android Wear foarte, foarte fain. Mai jos pe blog, De un comentariu, un like, un share, un plus 1 și neapărat un subscribe. Și până data viitoare, numai bine!